Din greu de crezut. Ce vă face să credeți? De ce vă temeți că nu va fi una mai bună? Păi, ne temem de faptul că nu e deloc, nu s-au creat niște premize care să ne asigure, să ne dea convingerea că va fi mai bine. În sensul că nu s-a luat nicio măsură așa concretă de o strategie, măcar pe termen scurt. Nu mai vorbim de o strategie pe termen lung. Totul merge așa, de la o zi la alta. Depinde de ce ai aleși. Ce ar trebui să se întâmple ca să fie mai bun după dumneavoastră, eu știu? Ce se întâmple? Să ne înțeleagă și pe noi. Aia e problema. Altceva. Și să facă ce? Să ne înțeleagă, să ne înțeleagă, dar poate ne înțeleg. Păi nu să mărească la ei și pensionarii, ați văzut. Mai de mama lor, săraci și... Că... Să mărească pensie. Dacă s-ar mări pensie, ar fi una mai bună. Păi tocmai, că 5% ce este? O nimica toată. Sunt prea multe în țară care trebuie schimbate. De la cei de sus. Ce ar trebui să întâmple ca să fie un an bun după dumneavoastră? Să schimbe clasa politică. Conducerea ar trebui să facă ceva și pentru populație. Nu numai pentru ei să-și bage ei în buzunar. Păi o să facă sau nu? Nu cred, după cum se vede, nu fac nimic. Sunteți pesimist așa? Și primari, și președinți ăștia, deci ăștia-s corupți. Sperăm. Ce ar trebui să întâmple? Că toți sperăm. Lucruri bune. Adică? Să fie mai bine decât a fost până acum. Dacă schimbă trântul ăia de la guvern. Deci asta trebuie să se întâmple. Păi dacă ei numai căpătuială din 20 de ani, numai fură și înșală. Păi guvernul ăsta tocmai s-a schimbat. Păi iese ai noștri, intră ai voștri la gura proștinii, ăștia. Păi ce trebuie să întâmple să fie una mai păi bine? Ce să facă? Să fie legile pentru toți, numai pentru ei. Deci ei umplă buzunarele și nouă ne dă impozite. Deci asta ar trebui să întâmple, spuneți dumneavoastră, să se schimbe legile. Ia uitați-vă, ia 15 milioane că a fost primar. Geaba, în plus. Și nu ne dă nimic. Dar numai dacă ne-l facem noi. Păi ce trebuie să întâmple ca să fie? Ce să facem? Să ieșim în stradă ca să facem ceva, altfel nu se face nimic. Să obținem ce? Ieșim în stradă și ce cerem? Păi ce ne doare pe fiecare. Ce trebuie să se întâmple ca să fie un an mai bun? Ca să meargă toate bine locuri de muncă. Sunt multe de făcut, dar nu se știe dacă se pot realiza. Cam ce? Noi, ca pensionari, suntem foarte mult nemulțumiți în multe privințe. Adică dar mai bun dacă ar crește pensiile, spuneați dumneavoastră. Păi, un pic așa, ca să putem să trăim și noi un pic mai bine. Și credeți că or să crească pensiile? Ne păcălesc cu aia 5%. Ce vă face să credeți că nu vă... De ce vă temeți de exemplu? De exemplu, ne temem de conducerea care a apărut acum, de tehnocrații ăștia, care... Nu știu pe ce lume să... Și cum am văzut în dimineața aceasta, a pus impozite pe temeri ce? Pe nimic. A, vă temeți de impozite? Da. Nu cred. De ce? Ce vă tem? Ce vă face să credeți că nu va fi una mai bună? La cât scandal și balamuc în politică asta, nu cred că va fi una mai bună. Sperăm să fie mai bună. Ce ar trebui să se întâmple, eu știu, ca să fie un an mai bun? Păi... Știu eu, poate prețurile o să se mai ieftenească, să fie mai multă organizare, așa, mai multe lucruri făcute prin oraș. Știu eu, asta depinde de posibilitățile primăriei. Ce ar trebui să întâmple ca să fie un an mai bun decât am trecut? Tineretul să fie mai respectos față de cei în vârstă. Spiritul ăsta civic cam lasă de dorit, spiritul civic. Și credeți că se va întâmpla asta? Pe probabil, să sperăm. Sunt pesimist în privința asta. Da. De ce vă temeți că nu va fi una? Ce vă face să credeți, să fiți pesimist? Păi de ce? Păi mare lucru ce s-a schimbat cu guvernul ăsta de tehnocrați. Încă mai bășbuie, încă dacă ar fi prea frumos să lipsim o salariile, pensiile la nivel european, fiindcă toți suntem în Uniunea Europeană, nu?